Acolo unde Dunărea se îngemânează cu apele mării, există în adâncuri o fabuloasă visterie a naturii, sturionii. Cu legăturii acestor mari pești sunt lucrătorii întreprinderii piscicole de la Sulina. Năvoadele scot la lumină bogata lor pradă. Peștele ia apoi drumul întreprinderii de industrializare de la Tulcea, care îl transformă în variate genuri de conserve.